O să fac un winter tag, winter Christmas tag, ceva de genul ăsta. M-am gândit eu așa că ar fi o idee mai drăguță pentru... Na, că vine sezonul ăsta de sărbători, e printre primele mele videouri aici pe YouTube și... Dar am zis așa că e drăguț ca să intrăm în moodul ăsta de Crăciun, de sărbători. M-am gândit că e ceva drăguț. Așa că asta o să facem azi. Și o să încep cu prima întrebare. Am aici așa întrebările scrise. Și prima întrebare e: ce sărbătorești iarna? 1 decembrie, care este astăzi. Sau în fine, nu astăzi, dar de astăzi când o să vedeți voi video. Pentru că așa mi-am propus să-l postez de 1 decembrie. Ca să fie așa de început de sezon de sărbători. Așa că da, 1 decembrie, după Sfântul Nicolae, Crăciunul, bineînțeles, Revelionul, după am foarte multe zile de naștere, ziua mamei este la sfârșitul ianuarie, ziua prietenului meu, după ziua tatălui meu și după mai este Valentine's Day, pe care îl sărbătoresc așa, oarecum. Deși nu sunt mare fană și nici nu e un must, dar consider că totuși e ceva drăguț și merge așa un date de Valentine's Day. După, bineînțeles, vine ziua mea, care... Cum să nu o sărbătoresc? Da. Cam astea sărbătorile pe care le sărbătoresc eu iarna. Întrebare este dacă am făcut vreodată un om de zăpadă. Da, bineînțeles că am făcut oameni de zăpadă, suntem în România, deci zăpadă am avut cam tot timpul, mai ales când eram mică, în ultimii ani mai puțin, ce-i drept, și în ultimii ani cred că nici n-am mai făcut oameni de zăpadă. Sau, adică nu țin minte, dar când eram mică făceam foarte des oameni de zăpadă. Nu era gen 1 sau 2 pe an. Făceam, cred că, fiecare zi oameni de zăpadă. Și ne țin minte că eram eu și sora mea, eram micuțe și aveam o mătușă care ne ajuta foarte mult. Și da, ea era așa, făcea o operă de artă din oameni de zăpadă. Chiar avem ceva poză în care, dintr-o iarnă, foarte faină a ieșit atunci oamenii de zăpadă. Păcat că nu știu pe unde e, ca să vă arăt, dar în orice caz. Nu știu dacă știți, Gilmore Girls este un episod în care este desfășurat un concurs cu oameni de zăpadă. Da, pot să zic că am fi câștigat premiul la concursul ăla. Da. Care este filmul tău preferat de Crăciun sau de sărbători? Holiday. Holiday, filmul meu preferat de sărbători. Mă uit în fiecare an la el, mi se pare așa drăguț, cozy. Mă mai uit la multe filme de Crăciun, mai ales îmi plac multe dintre ele. Home Alone, of course, toate dintre ele. Jack the Halls, cred că, dacă bine rețin, despre doi tipi care fac un curs care decorează cel mai fain casa. Și ăla e unul dintre preferatele mele. Vreau să mă uit la episoade din Friends și din Gilmore Girls de Crăciun. Sunt chiar drăguțe și cozy, așa, te pun într-un mood. Și așa, ceva mai de adulți este Barbie în colinda Crăciunului. Da, îmi place foarte mult. Deci cred că în fiecare an mă uit la el. Și o să mă uit mult timp de acum înainte. O să găsesc mereu copii cu care să mă uit la el, nu-i problemă. Întrebarea este snowboarding sau skiing? Niciuna dintre ele, dintre aceste activități. Snowboarding nici n-am încercat niciodată. Să schiez am încercat, am avut ceva tentative, sincer, dar nu prea reușite. În sensul că de fiecare dată cădeam în cap, mi se făceau schiurile așa și s-au dus. Așa că am renunțat și n-am mai încercat de ceva timp.
Bine, oricum, când am încercat, am încercat așa pe un deal, deci nu vă imaginați ceva pârtie sau nu știu ce altitudine. Da. Dar nu știu. Aceea e drept, nici nu sunt eu prea mare fan a activităților astea de făcut afară în timpul iernii. În timpul iernii, cum v-am mai spus, I'm all about the coziness. Și vă rog să-mi scuzați englezismele pentru cei care nu suportați. Asta e. Eu obișnuiesc să vorbesc așa mai romengleză, dar nu din cauza că am fost vreodată în America sau în Anglia. Nu știu, probabil pentru că mă uit la foarte multe seriale în engleză și muzică ascult în engleză cel mai des. Așa că da, probabil că de aia nu știu. Nu este un alt motiv, sincer, adică nu mi se pare mult mai cool să vorbesc două cuvinte română și două în engleză. De multe ori încerc să nu folosesc engleză, mai ales pentru că am persoane în jurul meu care nu știu și engleză, dar na, cam asta e. Cu ce te resfeți pe timpul iernii? Așa, gen ceva dulce de mâncat. What is your favorite treat? E întrebarea. Cred că, nu știu, sunt bomboanele alea de pus în brad, care îmi plac, sincer. Și cozonacul cu mac și cu nucă sunt preferatele mele. Și iarna îmi place cel mai bine să mănânc, pentru că, nu știu, așa, e feeling-ul ăla de sărbător, de iarnă, e altceva decât când mănânci cozonac în timpul verii sau așa. Așa că da. Ai ceva planificat pentru iarna asta? Ceva distractiv planificat pentru iarna asta? Nu. Am multe chestii planificate pentru iarna asta, dar niciuna nu-i prea distractivă. Sincer. Sunt mai multe treburi de rezolvat, de făcut. Bine, vreau să mă duc cel puțin la un turul de Crăciun. Chiar dacă e ceva mai micuț, dar vreau asta neapărat. Dar nu am planificat, sincer. Neapărat. Cum spuneam, mai multe treburi de făcut și cam atât. Băutura ta favorită pe timpul iernii? Ciocolata caldă. Bineînțeles că ciocolata caldă. Îmi place foarte mult. Și bine, cea neagră. Adică nu ciocolată caldă albă, nu. Aia nu prea îmi place. Nu știu de ce, dar nu sunt fană. În schimb, ciocolată neagră, beau tot timpul din aia de la Festa, cred că, sau ceva de genul, zice, deci da. Și mai este ceva 3-in-1 sau cappuccino de la Jacobs, tot așa din alea pliculețe, care sunt cu Milka. Și alea spune. Și alea îmi plac, mai ales așa pe timpul iernii sau pe sezonul ăsta mai rece. Da. Care e lumânarea ta favorită de Crăciun? De pe timpul iernii, de sărbători, de mânarea ta favorită. De la Pepco. Am, chiar și acum o am undeva. Nu, un pic, revin. Așa. Mânarea mea favorită e asta de la Pepco. Nu știu cât vedeți. O să vă fac un close-up. Lumesc, bineînțeles. Știți că nu știu ce e la close-up. Adică știu ce e close-up, dar nu știu să fac așa ceva. Adică nu... Îi mergeați. Dar miroase foarte fain. Și costă foarte puțin, gen 5 lei, 6 lei. 6 lei, cred că scrie aici. Da. Îi cu vanilie, cred, și mere. Ceva de genul. Da. Miroase nemaipomenit. Și sincer, pentru 6 lei... Da, știu că sunt alea de la The Body Shop și de la Yankee sau ceva de genul. Dar, sincer, nu mă duc deocamdată să dau bani pe așa ceva. Bine, primesc cadou, adică dacă vreți să-mi faceți careva cadou, nu mă supăr, bineînțeles. Sunt o mare fan al lumânărilor, dar, da, bugetul meu nu îmi permite aceste lumânări deocamdată, nu mă îndur. Așa că da. Și mai este tot de la Pepco, din alea micuțe așa, de
Pentru iarnă îmi plac tot astea de ceva cu scorțișoare și mere, cred. Și alea miros foarte fain. Și sunt așa gen un pachet măricel și știu că e super ieftin și ăla. Și alea chiar miros tare. Deci asta nu știu dacă, nu miroase chiar așa de tare, dar alea dacă pun două sau trei din alea micuțe, băi, când intri în cameră, deci simți super tare mirosul. Că ultima dată am vorbit despre lumânări și v-am spus lumânarea mea preferată sau lumânările mele preferate. Dar și o să continuăm acum cu următoarele întrebări. Din câte vedeți, lumina s-a schimbat, pentru că între timp s-a înserat afară și s-a făcut întuneric. Și da, am fost întreruptă de niște gălăgie din partea unor oameni foarte drăguți. Așa că o să continuăm acum. Care este amintirea ta preferată din timpul iernii? Amintirea mea preferată din timpul iernii îi... cred că de atunci, na, de când făceam oameni de zăpadă, era zăpadă faină, dădeam cu sănile, când eram mici. Tot era frumos și roz. Și inocent și pur. Da, cam de atunci. De când făceam Crăciunurile împreună cu mai mulți membri a familiei, cu neamuri, verișori. Era chiar fain și sunt niște vremuri care mi-au rămas așa în minte. O amintire mai recentă, totuși așa, din timpul iernii este de când, de acum 2 ani, când prietenul meu mi-a făcut o surpriză. Știam că trebuie să vină, el locuiește în altă țară, și, dar nu știam exact când. Și țin minte că eram în cameră la mine și îmi sună telefonul dintr-o dată. Răspund, a, nu am întrebat ce fac, zic, bine, pe acasă, în cameră, nu știu ce. Și îmi zice la un moment dat că să ies afară. Și zic, de ce să ies afară, care-i faza? De ce așa și, a, păi să vezi ce fain ninge, nu știu ce. Și zic, ok. Și după aia, în fine, mi-a zis că e afară. Cred. Sau nu mai știu. În fine, am ieșit afară. M-am dus și era el acolo afară și ningea fain, campul vești. Și acum un buchet de flori. Și a fost așa drăguț și romantic. Oh, floricele irimiori. Fruturaș. Da, așa e o amintire faină. Cred că astea sunt amintirile faine din timpul iernii. Pe astea mă aduc aminte. Mi-au rămas așa imprimate. Astea mi-au rămas așa imprimate în memorie. Și ultima întrebare. Dacă ar fi să-i cer lui Moș Crăciun ceva, ce le garanta că o să primești, ce ar fi? No, asta da întrebare. Asta e un pic mai grea. Nu, aș putea să zic și o sănătate, dar hai să fim serioși, adică dacă chiar ai putea să cer ceva cuiva, ai cer sănătate. Am și un articol pe blog despre asta, ceva de genul, adică dacă răspunsul ar fi da, ce ai cere, ceva de genul. E unul dintre articolele care foarte mulți oameni tot revin și m-am mirat sincer, adică bine, când l-am scris, nici nu mă gândeam că o să-l citească cineva, dar... Deci, da. În fine, probabil ratele la facultate. Ar vrea să-mi plătească toate ratele la facultate, din pe toți anii de facultate. Așa, să-mi dea un cec pentru ratele de la facultate. Asta cred că aș cere. Știu, așa, e un pic selfish, poate. Dar, da. Asta vine acum aminte. Sunt curioasă ce răspunsuri aveți voi la întrebările astea. Ce sărbătoriți, ce ați cere moșului și multe altele. Lumânarea voastră preferată mai ales. Dacă găsiți ceva mai ieftin decât la Pepco. Sau filmele voastre preferate, de ce nu? Pentru că poate anul ăsta le mai schimb și eu.
Bine, oricum, mereu mă uit pe Netflix la, și la astea noi apărute, chiar dacă multe dintre ele sunt foarte proaste. De exemplu, cred că am văzut recent The Knight, ceva, Cavalerul de Crăciun sau ceva de genul. Deci, Doamne ferește! Dar, na, a fost drăguț, așa că m-am uitat cu sora mea mai mică. A fost amuzant, am râs bine, deci ce dume tâmpite avea Cavalerul ăla. Da. Și cam atât a fost pentru azi. Sper că v-a plăcut. Sper că vă place, plăcere să vă uitați la mine cu un pălăvrăgesc. Vorbesc singură. Și mulțumesc foarte mult persoanelor care mi-au dat share la video trecut și care mi-au comentat. Chiar, sincer, chiar nu mă așteptam. Chiar nu mă așteptam ca atâtea persoane să mă susțină. Așa că mă bucur. M-ați copleșit. Mulțumesc!